Vom face astăzi o statistică pentru depozitele bancare disponibile în luna mai 2022 pe piața din România, atât pentru euro cât și pentru lei, și vom vedea la finalul acestui episod care este cea mai bună alternativă și dacă este o idee bună să ne păstrăm banii în depozite în aceste vremuri. Salut, Dan! Cum ți se pare depozitele bancare de la noi și te-ar tenta să îți păstrezi banii într-una din băncile pe care le-am enumerat astăzi? Salut, Cosmin. Depozitele bancare de la noi nu mi se par foarte atractive. Sincer să fiu în bancă și într-un depozit, îmi țin doar un fond de urgență care să-mi asigure consumul pentru câteva luni, 5-6 luni. În rest, mai sunt și depozitele în euro, care sunt, din punctul meu de vedere, de-a dreptul inacceptabile, practic cu dobândă spre zero. Iar depozitele în lei mi se pare că sunt dezavantajoase din punct de vedere al inflației pe termen lung. Depinde fiecare cum vede. În cazul în care nu dorim să ne asumăm absolut niciun risc pentru finanțele noastre, într-adevăr, depozitele sunt o modalitate de conservare fără risc, însă trebuie să ne gândim că pierdem bani din cauza inflației. Și haideți să ne uităm pentru început pe depozitele în euro. Vedem niște dobânzi foarte, foarte mici la UniCredit și Banca Transilvania 0,01 și la restul 0,2-0,25. Nu știu de ce, de exemplu, la Banca Transilvania nu ai ține banii în contul curent și ai face un astfel de depozit. Pe lângă aceste bănci, care oferă totuși o dobândă la depozite, chiar dacă este mică, există și altele care l-au eliminat complet, cum ar fi ING, care a anunțat la începutul anului că a scos din oferta lor de produse depozitul în euro. Pentru băncile comerciale nu este avantajos să ofere dobândă pentru un depozit în euro, pentru că au rata de referință a Băncii Centrale Europene zero și atunci nu este profitabil să ofere marje sau marje mai mari pentru acest produs. În schimb, putem să mergem mai departe și să vedem pentru depozitele în lei. Noi am selectat câteva dintre băncile principale, iar spre final câteva bănci mai mici care oferă depozite cu dobândă mai atractivă. Și o să începem cu ING, care în momentul în care filmăm noi, în mai 2022, are un depozit cu ofertă de 3,5% pe an pentru depozitele în lei pe 12 luni. Noi am selectat în principiu cele mai bune oferte, chiar dacă iau și pe 3 luni sau pe 6 luni. Cu toate acestea, vedem că avem 3,5% pe an, în condițiile în care se și impozitează la sursă cu 10%. Și comparativ cu inflația care este în momentul de față peste 13. Siguranța pe termen lung nu este o modalitate bună de a păstra banii. Vedem aici Raiffeisen are ceva similar, are o dobândă similară de 4% pe 12 luni și 4,25% pe 24 de luni. Într-adevăr, poate că pe 24 de luni sau pe un termen mai îndelungat se merită o astfel de dobândă. Dacă ne gândim că inflația se va diminua în următoarea perioadă. Mergem mai departe cu BCR. Vedem aici oferta actualizată în aprilie, dar este valabilă și în momentul în care filmăm noi. Din băncile pe care le-am selectat până acum, este cea mai mică ofertă pentru depozite. Vedem pentru 3 luni o dobândă de 0,95, iar pentru 12 luni 2,3 pentru clienți care încasează venitul în contul BCR, iar pentru ceilalți clienți 1,5. Este o dobândă destul de mică, mai ales comparativ cu celelalte bănci de până acum, dar tradițional BCR nu oferă, să spunem, dobânzi foarte mari pentru depozite, deci pentru ei e ceva de așteptat. La CEC Bank, dobânzi similare cu cele din
ale primelor două bănci, adică la ING și Raiffeisen. Pe 3 ani vedem un 4,1 pentru o campanie, cred că au o campanie în acest moment, pe 2 ani 3,9, pe un an 4%, pe 6 luni 3,4%, evident, tot pentru dacă păstrăm banii timp de un an. Într-adevăr, pe un an, de exemplu, dacă am păstrat banii cu o dobândă de 4%, inflația medie prognozată pentru anul acesta fiind undeva de 10%, ieșim cu un minus de 6%. Pe o perioadă mai mare de 3 ani, probabil că inflația într-adevăr va scădea, se va duce undeva sub 4%, să sperăm. Mergem mai departe cu Banca Transilvania, care are o dobândă mai bună decât băncile mari din top 5. Este un pic mai mare, în sensul că pe 3 luni avem 4,35, iar pe un an 4,75%. De obicei și Banca Transilvania era în linia băncilor din top 3, top 5, adică linie cu BCR-ul și oferea dobânzi destul de mici. Momentan pare o dobândă atractivă comparativă cu celelalte bănci pe care le-am enumerat până acum. Care cred că este prima în topul băncilor din România și care, iată, oferă niște dobânzi într-adevăr semnificativ mai mari, de exemplu pe 2 ani 4,85. Chiar este o dobândă destul de interesantă. Aș fi curios dacă pe viitor vor oferi o dobândă și pentru un interval mai mare de timp, de exemplu pentru 3 ani. Cred că chiar ar putea deveni și profitabilă în cazul în care considerăm că inflația în România pe leu o să scadă. Înainte să trecem mai departe, am vrea să vedem și părerile celor care ne urmăresc despre aceste dobânzi bancare și dacă intenționează să-și păstreze economiile într-una din aceste bănci. Mergem mai departe cu Alpha Bank, o dobândă în linie cu celelalte prezentate până acum, poate un pic mai mare decât media. Avem la lei 3,35 pe 3 luni și 4,70 pe un an. La fel aici avem și dobânzile pe valută, euro și dolar, 0,1 până la 0,37 în cazul USD pe 12 luni. Sunt niște produse pe care le au în ofertă, dar pe total dobânda este foarte mică pentru valută și este un fel de a păstra bani într-un cont curent, doar că este un produs de depozit în cazul de față. Să spun că pe termen lung, cel mai probabil, în cazul în care folosim un depozit bancar, este o strategie pierzătoare. Și asta putem vedea în comparație cu prețul bunurilor de-a lungul vremii. Și vedem cea mai bună dobândă o avem la TBI Bank. Avem, într-adevăr, pe 36 de luni o dobândă de 7%, care este atractivă și cred că dobânda aceasta pe termen lung va bate inflația. Adică mă aștept ca în 3 ani să nu mai avem inflație atât de mare, probabil că vom coborâ undeva la 4% sau poate chiar mai jos de 4%. Și într-adevăr această bancă poate fi o alternativă, însă nu este o bancă importantă din România. Eu până acum personal nu am lucrat cu ei. Mulțumim celor care ne urmăresc. Cum am spus și mai devreme, aș vrea să vedem în comentarii părerile voastre despre oferta de depozite a băncilor din România în 2022. Ne revedem în episoadele următoare. Pe curând!